Băiatul de 13 ani locuia cu mama și fratele său în chirie într-un cartier din Iași. Familia ajunsese în casă cu aproximativ 30 de minute înainte de tragicul accident. Se pare că băiatul a rămas singur în casă pentru câteva minute, timp în care mama îl conducea pe fratele său mai mare la lift. În aceste momente în care a rămas singur, copilul ar fi căzut de la geamul apartamentului care se afla la etajul 9. Fratele mai mare a fost cel care l-a găsit și a acordat primul ajutor până la venirea echipajelor de intervenție. Am trimis acolo echipajul terapie intensivă SMURT, care a găsit adolescentul de 13 ani căzut de la etajul 9 în stop din traumă cu multiple fracturi. S-au efectuat manevre de resuscitare, din păcate însă fără rezultat. Medicul a declarat decesul, a anunțat poliția, care urmează să stabilească circumstanțele în care s-a produs acest tragic accident. Anchetatorii merg pe mai multe piste și au în considerare și varianta sinuciderii. Trupul neînsuflețit a fost dus la Institutul de Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei.